Atunci când vine vorba de plajă, turiștii aleg ca destinații de vacanță fie stațiunea Mamaia, fie stațiunile din Bulgaria. Asta în condițiile în care ofertele pentru sudul litoralului românesc sunt mult mai atractive. E o misiune dificilă, nu imposibilă, și mi-ar fi mult mai ușor să vă conving știind că ați mai fost pe litoral. Pentru că sunt o sumă de lucruri care s-au schimbat pe litoral și care pot să stârnească interesul potențialului client de a reveni. Însă hotelierii de aici spun că degeaba investesc în hoteluri de 4 sau 5 stele, că se lovesc de aceleași probleme de ani de zile. În primul rând, autoritățile ar trebui să aibă o grijă mai mare de agenți economici, pentru că sunt plătitori de taxe și impozite și ar trebui să elimine câini vagabondi din stațiune și să fie o mai mare curățenie în jurul hotelurilor. În primul rând aș vorbi la principala atracție, ceea ce reprezintă amenajarea plăjii, consolidarea digurilor, amenajarea falezelor, iluminatul public, infrastructura în general și în al doilea rând, ca să dezvoltăm în orice țară, hai să luăm exemplul Turciei, este nevoie ca statul să intervină cu facilități și nu cu măsuri punitive. Ce au în plus nisipurile de aur sau plajele de fițe din Mamaia, reprezentanții patronatelor din turism spun că ar fi vorba despre o strategie mai bună de marketing. Litoralul verde își propune să reprezintă stațiunile Eforie Nord, Eforie Sud, Techirghiol, Costinești, Olim, Neptun, Cap Aurora, Jupiter, Venus, Saturn, Mangalia, Vama Veche, ca un singur punct de atracție pe harta destinațiilor alese de turiștii de pretutindeni.